Lucian, lumina purificatoare. Bă, știați că Lucian e din Demacia? Nici eu nu știam. Lucian luptă cu două arme străvechi și este un apărător de temut al celor slabi împotriva morților vii. Hotărârea sa rece e de nestărmuit chiar și în fața celor mai grozitoare orori pe care le anihilează cu flacăra sa purificatoare. Lucian are o misiune întunecată, să purifice spiritele morților vii, dintre care se află și cel al iubirii sale eterne. Ca și armele lor, Lucian și soția sa, Sena, erau sculptați din aceeași piatră. Împreună au luptat an la rând împotriva răului din Runeterra, aducând lumină în întuneric și purificându-i pe cei ce erau prizonierii răului. Au fost adevărate modele demne de urmat, dedicarea Senei pentru cauza lor n-a pălit niciodată. Iar căldura și bunătatea lui Lucian au atins inimile multora dintre cei pe care i-au salvat. Două jumătăți ale acelui și întreg au fost devotați unul altuia și cu adevărat inseparabili. Deși Lucian și Sena s-au aflat deseori în fața unei grozăvii care i-ar fi îngenunchiat și pe cei mai duri dintre războinici, nimic din ce văzuseră până atunci nu se compara cu ororile create pe insulele umbrelor. Când spectrele ce bântuiau acea lume bestrămată au început să se manifeste și în Runeterra, Lucian și Sena le-au vânat oriunde au apărut. A fost o muncă îngrozitoare, dar neînfricatul cuplu a ieșit victorios întotdeauna. Până la tragica întâlnire cu Thresh, temnicerul blestemat, Lucian și Sena se mai confruntaseră cu morți vii la fel de înspăimântători și până atunci, dar niciodată cu unul atât de crud și de o inteligență atât de malefică. În timpul luptei, Thresh a aplicat o tactică neașteptată. Spre groaza lui Lucian, creatura a păcălit-o pe Sena și a furat sufletul. Hi, I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Aici era Thresh când s-a întâlnit cu Lucian și cu Sena și zice I'm Thresh and I'm here to fuck your wife și a luat-o. Nimic nu o mai putea aduce înapoi, Sena era pierdută și pentru prima oară Lucian se găsea de unul singur în fața dificilei sale misiuni. Deși temnicerul furase jumătate din inima lui Lucian, crease totodată cel mai periculos inamic al insulelor umbrelor. Lucian a devenit un om a cărui dorință de răzbunare avea să fie de neclintit. Nimic n-avea să-l oprească în a șterge morții vii de pe fața Runeterrei. În memoria Senei a luat arma căzută din mâna acesteia și a jurat să ducă misiunea lor până la capăt. Având acum ambele arme, Lucian a pornit războiul contra morților vii, întru mântuirea sufletelor din insulele umbrelor. Știe că sufletul Senei e pierdut, dar speră că într-o zi va reuși să-i ofere binemeritata liniște. Și așa Lucian a devenit Lucian.